Lumea asta de nevoi, cum a vorbit acum. Suntem în satul Odaia Manolache din județul Galați, acasă la Ecaterina Hulea. A învățat de la mama ei cum să gătească preparatele speciale de Paște. Pentru ca rețetele și obiceiurile să fie duse peste generații, în fiecare an strânge în jurul ei mai multe tinere. Cât de greu e mandalina? La început e mai greu, dacă te obișnuiești, e mai ușor și mai frumos. Ce spuneți? E frumos? Da. Da. Da? Când ouăle sunt gata, gospodinele încep să pregătească drobul de miel. Am fiert măruntaiele, iar acum trebuie să le tai mărunt. Luăm pătrunjelul, tu tai mărarul, că e mai ușor de tăiat mărarul, da? Apoi, am pregătit un pic de piper, dar nu prea mult. Aici am folosesc un pic de pesmet. Vreau să se lege foarte bine. Iar la compoziția asta, eu am să folosesc 8 ouă. Da? Așezăm. Drobul plin cu verdețuri culese din grădină este apoi pus în cuptor pentru 40 de minute. Se vede interior. Ia uitați. Acum e super ok. Așa arată drobul meu. De pe masa de Paște nu vor lipsi sarmalele în foi de viță, cozonaci și pasca. În satele din Munții Apuseni, toate gospodinele fac pâine, pască și cozonaci după rețete vechi, primite de la mamele sau bunicile lor. După ce las aluatul la dospit, îl umplu cu multă nucă, ormac, uneori și cu rahat. Cozonacii se un cu ou și se pun în cuptorul încins din vreme. Și între timp se pregătește aluatul pentru cea mai gustoasă pâine, coaptă pe varză. Mama a fost murăriță, am crescut la moară și mama făcea pâine în fiecare săptămână. Gustul nemaipomenit al pâinii proaspete îi readuce la noi pe cei care ne-au trecut odată pragul. După ce e scoasă din cuptor, pâinea se bate bine și se așează lângă cozonaci. Și când amestecul îmbietor de mirosuri ajunge în toată casa, simți că sărbătoarea e aproape și ești gata să împarți bucatele cu cei dragi la masa sfântă de Paște.